Jandarmeria face ce știe ea mai bine. Pune garduri. Izolează protestatarii de public și de demnitarii împotriva cărora protestează. Oamenii ăștia cred că au început a doua săptămână de protest în fața primăriei București. Dezinfectează vuvuzelele. Cer să le fie conectat blocul la curent electric. 92 de apartamente, 92 de familii se chinuie fără electricitate. Pentru că primăria au găsit ceva ilegalități acolo și refuză să semneze actele de conectare. Bună dimineața! E două săptămâni de protest. A două săptămâni deja de protest. Da. Și nicio reacție de la autorități. Dar ce zici? Care e motivul oficial că nu vă conectează? A coborât doar un consilier. Măcar. Unul a coborât. Și s-a interesat. Dar ceilalți se ascund în birouri, domnule. A, un consilier al primarului sau un membru al consiliului? Membrii un consiliu. Ah, ok, da, păi. A coborât și a discutat cu noi. Dar ceilalți, din păcate, se ascund în birouri, sunt indiferenți. Dar care e motivul oficial? Ei de ce refuză să semneze documentul acela? Motivul domnului primar Lucrușor este că suntem un lot ilegal. Dar noi avem autorizația, avem recepția locului, avem expertiză. Nu știu care e adevăratul motiv. Și toate celelalte servicii sunt conectate, toate celelalte servicii sunt? Toate celelalte servicii utilități sunt conectate, ne lipsește doar trasamentul la curentul electric, pentru că dezvoltatorul și-a vândut apartamentele, garsonierele și nu mai are niciun interes. Acum ne-a abandonat. Noi am depus toate documentațiile pentru branșament. Și firma de execuție așteaptă semnătura domnului primar, Nicușor Dan. Și domnul Nicușor Dan se încăpățânează să semneze certificatul de urbanism. Atât mi-e mai trebuie. Suntem la un pas, la o semnătură, ca să rezolvăm problema cu domnul. Din păcate, după cum ați observat și dumneavoastră că veniți în fiecare zi aici, cei care au fost votați și ar trebui să ne reprezinte, să apere interesele noastre, se ascund prin birouri și sunt nepăsători. Dar care e soluția lor dacă zic că blocul e ilegal? Ce vor să-l demoleze și ce fac oamenii care au cumpărat? Nu au găsit soluții. Asta am discutat și cu consilierul care a coborât la noi. Să găsească soluții urgent. Dânsul ne-a transmis că o să discute. I-au rămas tot la nivelul de discuții de 8 luni de zile, 9 luni de zile. Am înțeles. Păi, dacă continuăm în felul acesta, atunci calvarul nostru continuă. Din păcate. Cum vă numiți? Mihai Ion. Mulțumesc. Mihai Ion. Cam asta e situația. A doua săptămână de protest. Blocul ilegal, stați pe întuneric. Statul român ce a făcut până acum? De ce a permis construirea, vânzarea de apartamente? 90 de oameni sau mai mult sunt cumpărături de bună credință și vor servicii pentru banii plătiți.
întâi covrigul și apoi vuvuziela. Ați văzut în zilele trecute ce zgomot pot să facă armata de revoltați. Nicule, a exagerat. Întuneric ne-ai lăsat. Și Nicușor Dan îi ignoră. Până caută el soluții, oamenii din nou luni fără curent electric. Mai are jumătate de mandat. O să-i mai țină jumătate de an aici. A început sezonul biciclistic, mai ales pe Calea Victoriei. Seara era foarte mulți. Și multe. Vremea e bună de pedalat. Ceva nu le vine la socoteală jandarmelor. Măsoară, întind. Constatat că s-ar putea să fie mai mulți oameni și trebuie țar cu mai mari. Ieri la ambasada rusă au pățit rușinea că erau prea mulți protestatari și nu încăpeau în țarc. Oamenii au mutat gardul, pur și simplu. Jandarmeria s-a dovedit a fi inutilă. Utilă doar ambasadei ruse să-i păstreze liniștea. Să aștept până la primul sunet de vuvuzelă sau să-i las pe oameni în protestul lor și voi căutați pe YouTube, pe Facebook, pe blogul Curaj TV reportajul de săptămâna trecută. Vă rog să susțineți activitatea asta cu like, cu share, comentarii. Asta e video activism civic, un fel de jurnalism alternativ la firul ierbii. Filmăm mai ales procese de judecată, zbaterea oamenilor pentru dreptate. Nici eu nu cunosc problema în amănunt, dar oamenii au cumpărat. Poți să cumperi apartament în timp ce se construiește, în timp de șantier, nu cumperi apartamentul gata. Dezvoltatorul zice că o să fie totul la cheie, după aceea au plecat și eu rămas fără o semnătură și fără drept de conectare. Sunt la primăria București, Iuliane. Primăria București lângă Ceșmediu, parcul Ceșmediu. Bulevardul Elizabeta. Familii fără lumină, semnat certificatul de urbanism. Lozinca zice. Tratați-ne și pe noi ca pe refugiați. Deci refugiații nu o duc foarte bine, locuiesc pe stadioane, în seli sportive. Vai de steaua lor, nu ne dorim să ajungem în situația aceea niciodată. Ați întârziat, domnul?
Îi găsiți aici în fiecare dimineață, între Ceșmegiu și Primăria Capitalei. Veniți cu camera și filmați sau cu vuvuzela să faceți zgomot. Fost probă de vuvuzela. Eu trebuie să plec, am treabă cu refugiații chiar. Prioritatea pe timp de război, de anume războiul. Eu am grijă victimelor războiului. Dar îmi pasă și de victimele abuzurilor pe timp de pace. De asta am relatat pentru Curaj TV. Cu drag, Oleg Brega.